Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și după cum vedeți, suntem în Overcooked 2. Da, nici eu nu credeam că se va lansa un Overcooked 2 când am făcut primul joc. Ne-a plăcut foarte mult și v-a plăcut și vouă, s-au strâns o grămadă de like-uri. Dar iată-ne aici, avem o bucătărie. Lumea vine, comandă de la noi chestii, iar noi trebuie să-i servim. Bineînțeles, ia uite, e și un cățelu bună. Și acolo, vezi? Și el așteaptă ceva de la noi. Eu sunt șoricelul și pisica este unicornul. Și poți să-ți alegi, uite, ai aici la Select Chef. Poți să-ți alegi mai mulți șefi, dar nu știu exact cum să-i dau, cred că cu mouse-ul. Da, și ai mai mulți șefi, da, nu știu exact cum să-i dau. Hai să pornim la drum, pentru că șoricelul mă reprezintă cel mai bine pe mine. Dar poate pe viitor o să încerc și alte caractere, habar n-am. Mai am văzut și o bunicuță. O bunicuță? Da. Ce drăguț. Ia să vedem. Bun, și avem mai multe nivele. Fiecare nivel e câte un restaurant. Fiecare restaurant e complet unic, adică în unele zbori, în unele ești într-un restaurant obișnuit. Ăsta de la început o să fie, na, probabil mai ușor să ne obișnuim cu jocul, știi? N-am mai jucat de mult Overcooked, așa că o să fie greuț. Haide, Max. Bă, dar văd că oamenii merg pe aici, n-au nicio treabă. Da. Bun, deci trebuie să le facem în ordine, da? Deci eu am luat frunza. Orezul punem la... Bă, dar asta intră la mine în bucătărie, what the fuck? Bă, gonește pe ăla că face mizerie. Păi văd, observ. Frunză, pun și eu... ți-am pus eu frunză. Și acum vin cu orezul, fii atentă. Fii atentă că vine orezul, ia. S-a făcut orezul, bam, l-am și pus. Vine celălalt orez, bam, și... Nu merge. Ce trebuie la acela? Trebuia? Ba da, a mers. Gata, mă. Da, cred că ai pus tu greșit. Sau poate nu s-a făcut de tot. Cred că nu s-a făcut, mă. Da, nu se făcuse de tot. Trebuie să-l faci ca lumea, că se supără lumea după aia dacă nu l-ai făcut, nu l-ai gătit. Vine orezul și eu fac astea aici. Am un orez gata făcut, ți-l las aici dacă e. Ia să vedem, ne descurcăm. Da, întind farfuriile astea. Ia să mai tai eu un peștiuc aici. Ia și-i dau la peștele ăsta. Punem peștele ăsta aici. Așa. Avem orezul. Aoleu, ăsta se arde. Gata, l-am și luat. Ia să vedem. Cine mai dorește, cine mai poftește, avem aici mâncărică cu sărică. Face bine și la burtică. Chiar, cine știe chestii de-astea? L-am aruncat la gunoi. Dar nu contează, că l-am luat, abia l-am luat de aici. Nu era unul nou făcut. Și vine și orezul. De ce? Gata. Hai să servim. Acolo se duce. Mai pune orez. Pun orez acum, pun orez. Uite-l acolo că e gata făcut, uite-l în partea stângă. Și ăla l-am văzut, dar mai fă. Gata, fac acum. Cum să nu? Cum să nu? Vine orezul cu. Am aici o frunză, dacă te interesează. Pe o farfurie gata pusă. Ia-ți asta. Și vezi că e și un pește gata tăiat. Am văzut. Ia că pun eu peștele. Pune-l. What the fuck? Gata? Se arde orezul. No! Gata, am luat orezul. Da, s-a pus și ăsta. Ducem ăsta, perfect. Bine, ăsta e primul nivel și deși e destul de complicat și ăsta, dar în alte nivele o să fie și mai greu, că o să trebuiască să speli și vasele chiar. Da. Adică... O să ai și diferite obstacole pe jos. Diferite obstacole, în unele nivele zbor cu restaurantul, cu tot, am văzut prin trailer. Mamă, mi se pare foarte tare. Nu știu, dacă vreți să mai facem episoade, aș vrea să fac o serie cu Overcooked 2. Dar depinde de voi, știi, dacă vedem multe like-uri acolo, o să mai facem episoade. Se arde. Frunză. Bagă. Nu merge. Bagă pe farfurie, ăla-i tocătorul, Max. Aoleu. Infinite, hai. Păi nu merge, mă, uite că pun pe farfurie și nu merge frunza. Ăla-i tocător, Max. Încerc să-ți explic. Trebuie pe farfurie, am înțeles. Gata, l-am luat. Am înțeles acum cum funcționează. Deci dacă n-ai o farfurie pe bune, nu poți să pui pe tocător. Asta e o farfurie pe bune. Și orezul. Ia uite. Tu vezi că arde bănuțul ăla? Înseamnă că ne descurcăm foarte bine. Păi da, las că facem profit. Așa, bă, scrieți în comentarii, porumbelul cu sărică face bine la burtică. Ce ați mai auzit la plajă, chestii de genul ăsta, știi? Ca să mă uit eu prin comentarii și dacă e în episodul următor, dacă va mai fi un episod următor, o să iau zicale de-astea de la voi. Stai. 767, băi, bine! Ia să vedem. 300. Yes! Ne-am descurcat. Zero failuri. Order failed 0, da, bravo. GG. Bravo. Ce, ai o ceapă. Da, e o ceapă dansatoare și cățelușul ăla de mânca acolo. Oh my god, aia este o ceapă. Ok. Perfect, hai să vedem ce ni se deblochează pe aici. Că acum trebuie să ne dea drumul la mai multe nivele, corect? Da. Și noi mergem cu mașinuța asta. Ni. Pur și simplu, și asta e al doilea restaurant pe care l-avem aici disponibil. Hai să vedem ce e de capul lui, dacă e ceva frumos, dacă e ceva urât. Habar n-am. Ia să-i dai tu acolo drumul. Trebuie să apeși pe A. Am
văzut. Așa. Ăsta arată tot cu sushi? Da. Bă, vreau să fac și eu altceva, o pizza poate. Mamă, ce mi-e poftă de o pizza acum. Mamă. Cât avansezi. Orez. Orez, mă duc să fac orezul, mă duc să fac orezul. Capitane, acum. Orez. Acum, capitane, vine orezul. Poi. Ulu. Dar stai că pe ce rupe. Ah, stai că am unul cu pește. Deci bine, unul cu eu fac orezul. Cu da asta. Da. Cu da asta, trebuie să ce iurea că îți bag o... Deci dacă vedeți că sunt niște benzi de astea care te blochează să nu poți să alergi. Așa. Oh. Gata, gata, l-am luat. Du-l aici, la asta, la asta, deci, la asta, la asta. Gata. Așa, l-am pus, capitane. Mai am un orezuc de dus. Ia că l-am pus și pe ăla, du și order-ul ăla dacă e. Gata. Orezul ăsta vine aici, eu mă duc să mai iau orez, da? Mai orez, da. Ah! Ne încurcăm pe aici, nu putem să trecem amândoi. Știu. E... Bă, ăsta e mult mai greu, sincer să fiu. Aoleu, avem vase murdare, mă duc să le spăl. Dacă ok. Acum trebuie să speli tu. Mă duc să spăl vasele. Capitane, dă vasele încoace. Ia uitați-mă acolo jos, băieți, și fete, că sunt și fete aici în comunitatea noastră. Ia uite. Pește tăiat. Vezi că se face orezul de jos. Lasă că mă duc eu după orezul de jos. Du-te. Deci ea s-a făcut o altă... Cât de repede mănâncă ăștia. Ok, vine orezul ăsta, okay, ți l-am pus avem acolo. O grămadă de clienți, Max. Da, văd! Lumea chiar adoră sushi-ul nostru. Nu e rău. Eu sunt specialistul la orez, aparent. Că nu numai asta știu să fac. Știi că ești ca în desenul ăla animat, că tu ești acum un șoricel. Da, sunt un șoricel. Hai că spal și vasele. Pisica e bucătăreasa aici, n-am ce să fac, adică ea se pricepe foarte bine la... Max spală vase. Eu spăl vase, ia uitați-vă ce hărnicuți sunt, corect? Gata, mă duc să mai pun orez. Foaie. Vezi că avem foaie, orez și cu castravete ce e ăla, nu știu. La foaie, orez acum vine. Și cu castravete. Și cu castravete. Și îl duc eu repede. Așa. Du-te. Du-te după el. Gata, l-am dus. Așa. Trebuie să mai pun niște farfurii să ți le aduc aici. Bun. Așa. Tai un castravete dacă... Pește și cu foaie și orez. Castravete avem nevoie mai târziu, deci am să-l tai ca să-l avem. Dar îl punem aici. Mă duc să mai iau niște orez. Vezi că orez avem gata făcut. Vezi că neapărat ăla de... Order-ul ăla trebuie dus. Gata. Bravo, bravo. Așa. Bun, acum avem nevoie de foaie, orez. Dacă vine aduce orezul ăla repede. Îl vin eu acum, vin. Se expiră ăla. Expiră orezul. Hai repede asta, pune acolo pe foaia aia. Pune pe foaia, hai. Pune. Hai. Da! Hai Max. Ok, nu e gata. Gata. Dul. Hai. Gata. Aia e. Perfect, la fix. Da, expiră aia la alta acum, ce ne facem? Foaie. Mai degrabă nu încerci pe ăla, fă foaie, castravete e gata tăiat și orezul e gata făcut. Deci pune foaie și castravetele l-ai deja, l-aveai tăiat deja. Care nimic. Hai. Ăla care expiră acum, așa? Că l-a dat comandă de mult. Orezul. Ia orezul repede. Te descurci? Aoleo, ăla e singurul care transpiră așa. Haide. Gata, el pe ăsta, bravo. Mamă, ce ne-am descurcat. Cred că am greșit vreo două, nu? Bă, nu știu, hai să vedem. 3 stele, orders failed, unul singur. Deci suntem pe trebușoară aici. Adică nu te joci cu noi. Nu te joci cu noi. Bă, apropo, o să vă lăs un link în descriere către canalul Pisicii, dacă vreți să vă duceți și pe ăla să vă abonați și să lăsați și acolo un like dacă vă place ceea ce facem noi împreună. Bineînțeles, sunt și serii pe care le are ea pe canal, pe care le facem împreună și pe care eu nu le am pe canal, de exemplu. Bă, ce e asta? Nu știu, undeva wow, cu uite, s-a transformat în pavion ăsta nostru, vezi? Ia, dă-i acolo să vedem. Devine din ce în ce mai greuț. Adică... Nu, e clar că o să fie... Cred că asta se duce în pantă, stai tu să vezi. Aoleu, nu. Da, aoleu. Suntem pe un balon. Suntem cu balon, restaurantul pe balon. Oh, shit. Varză. Cineva vrea doar varză. E ok, atunci de ce? Varză de ce? Cu roșii. Ok, i-am dat o varză. Cineva a vrut o singură... Bă, suntem cu salate aici. Ok, hai că-mi place, mâncare sănătoasă. Băi, Caterin Crău de tot. Adică, eu sper să vă placă că vreau să fac o serie cu el. Deci chiar vreau să fac o serie cu el. Ia uite.
Spăl, spăl aici farfuria. Vine roșia, bam, bam, bam. Castravete. Castravetele. Castravetele, tai okay. Salata aia. Eu tai următoarea varză. Bă, la foc bucătăria. Da, mă, ia foc bucătăria. Și ce fac acum? Că... Oh, fuck. Ce, trebuie să unei extintorul. Păi, nu știu dacă avem așa. Bă, a luat... Needs plate, am farfurie și abia pot să trec. Ia, 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 ia. Salată. Ok, se întunecă. Nu știu de ce. Ah! E furtună, băieți. Roșie. E furtună. Spală farfuria aia, du-te și spală repede. Ok, ok. Ah! Oh my god, nu mai văd nimic. Observ. Și castravete. Gata, gata, e ok. Suntem în regulă. Ne descurcăm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nu. Oh, nu. Du-te pe partea cealaltă și eu. Gata, o duc acum, o duc acum. Gata, e bine, e bine, e bine, e ok. Bun, următoarea. Salată și cu roșie. Mamă, se mișcă astea. Îi iau eu roșia și o duc. Hai că am o salată, am salată, am salată. Dă, pune pe farfurie. Ai altceva. Eu m-am derutat. Și am nevoie de roșie. Pot să fac și cu salată, salată, salată. Dați că am eu salată pe aia, am pus-o deja. Uite, asta o duc deja. La mea trebuie cu salată. Gata, am dus să spăl vasele, ia. Deci spală vasele. Ia mă, spală vasele, șoricel. Oh my god. Ha mă, că ne descurcăm, ne descurcăm. Ha, bă, mi-a căzut varza. Mi-a căzut varza. Bă, ce se întâmplă? What? What? Ne-am prăbușit într-un restaurant. Ok. Rapid. Bă, ce se întâmplă? Oh, nu, nu mă așteptam la nivele atât de interesante, sincer să fiu. Mă duc să salvez roșioara. Farfurie, farfurie, farfurie. A, se duc la gunoi, se duc la gunoi astea. Salată cu roșii, salată cu roșii, salată acum. Salată cu roșii. Orezul se duce la gunoi. Da, le se duc la gunoi, dar nu știu de ce. Nu știu dacă avem, s-ar putea să avem nelimitate, mă, știi? Dar am o salată și cu roșie. Da, pe farfurie, că mă duc să tai roșia. Da, ok, tai roșia. Și eu am să scot orezul ăsta de pe foc. Gata, punem acolo, încă un orez aici. Bă, nene, bă, cum a fost asta? Pune farfurie, nebunie? Că trebuie doar o de asta de... A, lol, am văzut acum că ne dă și cu un sushi de ăsta. Da, și alea, da. Ok, avem nevoie de o varză, acum avem nevoie de salată. Hai că stai o salată, vezi că roșia e gata făcută. Și castravete, acum hai că tai și castravetele. Repede, până sunt deja făcute toate, deci acum pur și simplu pune-le pe farfurie. Vezi că mai pun eu ăsta? Stai, lasă-o jos, lasă-o jos. Așa. Gata. Du-te. Așa, roșie, așa, ia roșia și tai-o. Gata, o tai acum, roșia. Perfect, orezul vezi că e gata făcut dacă e. Așa, ia-le, du-le. Bun. Acum. Acum, avem nevoie de salată. O salată, hai că am luat-o. Așa. Bă, pune-te pe farfurie salată. Așa, salată, orez. Hai că e gata făcut orezul. Vine orezul acum. Și am nevoie de un pește. Unde este peștele? Pește, 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 pește. Dă pe, taie peștele rapid. Asta cred că e ultima comandă, nu știu sigur. Gata, gata, gata. Bagă, bagă. Capitane. Capitane, dă peștele încoace. Bam. Bam. Și acum frunză. Vine frunza. Castravete, ia castravete repede. Am eu orez, am orez. Taie castravetele. Hai că o ducem repede. Du, du, du. Nu! Oh my god. No! No! Cum ai pus-o acolo? Bă, cum ai pus-o pe Miuchie? Pe Miuchie. Zero, am greșit zero. Păi da, pentru că știi care e faza? Nu trebuie neapărat să le faci pe toate. Trebuie să faci câte multe poți. Și la un moment dat vezi că ai văzut că are un fel de timp fiecare comandă. Da. Și nu trebuie să le continui pe toate. Știi că le faci câte vrei. Da. Oricum, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Overcooked 2, nu uitați să lăsați acolo un like, treceți și pe descriere să vedeți și Instagramul nostru, dacă vreți să-mi dați un follow, bineînțeles, dați un subscribe acolo și la pisica și dați și un subscribe la mine dacă nu sunteți încă abonați și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!